Pandurii au câștigat partida din returul campionatului trecut, dar și primul meci de verificare din cantonamentul din această vară, cu scor 1-0 în compania formației Gazmetan Mediaș. După tragerea la sorți în optimile Cupei Ligii, Pandurii vor întâlni din nou gruparea medieșeană. Meciul va avea loc pe 21 iulie în deplasare de la ora 18. Jucătorii mizează pe tehnica dobândită în cele două stagii de pregătire din această vară și își doresc să meargă mai departe în această competiție readusă în prim plan de Federația Română de Fotbal. Practic este săptămâna dinaintea meciului și rămâne să ne pregătim bine. Mai avem jocuri de verificare și sper să nu ne accidentăm, să fim cu toții la Mediaș, să ne calificăm mai departe. Competiția reînființată începând cu sezonul 2014-2015 va debuta pe 16 iulie cu meciurile dintre nou promovatele în Liga 1. Prima ediție va avea la start 16 echipe. Cele 14 care au rămas în Liga 1 plus 2 dintre promovate care își vor câștiga dreptul în urma unor jocuri de baraj. Partidele din Cupa Ligii se vor juca în perioada în care campionatul va fi oprit pentru disputele primei reprezentative a României. Meciurile vor fi după sistemul eliminatoriu și doar semifinalele se vor disputa în tur-retur.